Domnule Ghelețchi, vă rog să ne spuneți cu ce produse poate concura Republica Moldova pe piața Uniunii Europene și de ce? Dacă vorbim în termeni absoluți, Republica Moldova are câteva avantaje considerabile față de țările Uniunii Europene. Aici vorbim despre brațele de muncă foarte ieftine, care sunt foarte accesibile pentru statele europene și pentru investitorii care vin din statele europene. Mai apoi, noi suntem o țară, deja cum s-a menționat, agricolă. Avem condiții climatice foarte favorabile pentru producerea multor fructe, legume, de calitate foarte, foarte înaltă. În ultimii ani de zile, în mod special, în țările dezvoltate, este un trend spre produse ecologice. Republica Moldova poate să furnizeze aceste produse ecologice datorită condițiilor climaterice pe care le avem, datorită solului bun pe care îl avem și reieșind și din forțele sau brațele ieftine de muncă pe care le avem. În general, noi trebuie să ne focusăm pe produse care necesită lucru foarte mult. Pentru că trebuie să capitalizăm pe faptul că brațele de muncă sunt foarte ieftine.